ce voi să vă fac? Iar el i-a zis, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta, altul de-a stânga ta, pentru slava ta. Cuvioși părinți, fii mei duhovnicești, iubiți credincioși, dacă ați ascultat cu atenție și evlavie, citirea Sfintei Evanghelii de astăzi, pe lângă alte sfinte învățături, care izvorăsc din cuvintele Mântuitorului, ați auzit și de ce cererea celor doi apostoli, Iacob, Ioan, fiul Zebedeu. Iată ce au cerut. Învățătorule, voim să ne face ce vom cere de la tine. Iar el le-a zis, ce voiți să vă fac? Iar el le-a zis, dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta, altul de-a stânga ta, pentru slava ta. Vedeți, frații mei, ispita slavii de șapte. Cum a îndrăznit să se apropia chiar și de ucenicii Domnului? Nu este de nicio mirare acest lucru, căci diavolul, încă în rai fiind a ispitit pe protopărinții noștri, Adam, Eva, tot cu ispita mândriei a slavii de șarte, căutăm locul cel de întâi. Că auzit ce spune șarpele Evei. Nu, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Diavolul îngerii lui a fost izgonit din cer, tot pentru acest păcat greu al mândriei, al slavei de șarte, căutând locul cel întâi. Căci cugetau să se facă asemenea încuziditorul lor, care a dus din neființă într-o ființă. Iată de ce Dumnezeu Scriptură ne vorbește despre aceasta. Tu care ziceai în cugetul tău, ridicam-o voi în ceruri și mai presus de stele Dumnezeului Celui Puternic voi pune jilțul meu. În muntele cel sfânt voi pune sălașul meu. În fundurile laturii cele de mează noapte, simă voi deasupra norilor și asinea celui preanalt voi fi. Vedeți, iubiți credincioși, că păcatul mândriei și al slavei de șarte a fost pricina căderii satanei și a îngerilor celor de un gând cu el. Cu acest păcat greu urât de Dumnezeu a înșelat diavolul și pe strămoșii noștri în rai, iar după de atunci până astăzi nu încetează a ispiti pe oameni cu tot felul de încercări, dar mai ales cu ispita mândriei, a slavei de șarte, de care prea bunul Dumnezeu o urăște atât de mult. Așa a ispitit pe ucenicii Mântuitorului din Evanghelia de astăzi. Însă ați auzit cu câtă blândețe înțelepciunea a îndreptat Mântuitorul. Nu i-a certat, nu i-a blestemat, nu i-a pedepsit, ci cu blândețe le-a zis, nu știți ce cereți. Ca unor copii neștiutori le spune că nu știe ce vor. După aceea le-a amintit de paharul Sfintelor sale patim și le-a zis, nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu sau să mă botezați cu botezul care mă botez eu? El i-au zis, putem. La care Iisus le-a adăugat. Paharul pe care îl beau, îl veți bea. Și cu botezul care mă botez, vă veți boteza. Într-adevăr, acolo Iacob a fost ucis de Irod, iar pe Ioan l-a surghiuit în Patmos Domitian, păgânul împărat al Romei. În acest fel, amândoi apostoli au băut paharul suferinței pentru Domnul, pentru Evanghelia Lui. Dar a ședea de-a dreapta mea, nu este al meu, Adam, ci celor pentru care s-a pregătit să stea. Dar de ce a zis, nu este al meu, Adam, ci celor pentru care s-au pregătit de către Tatăl meu? Nimeni să nu se plătească aici că are ereticul, că Mântuitorul este mai mic ca Dumnezeu decât Tatăl. Nu, ci acum Mântuitorul vorbește ca om.
că se socotea mai mic după omenire, nu după Dumnezeire. Că după Dumnezeire era și este în vece veci legat cu Tatăl. La fel în alt loc al Sfintei Evanghelii ne învață zicând, iar eu și Tatăl meu una suntem. Și el zice, toate câte are Tatăl ale mele sunt, de aceea am zis că din al meu iau și vă voi vesti vouă. Toate ale mele sunt ale tale. Ale tale sunt ale mele și m-am prea slăbit întru ei. Iar în alt loc zice, nu crezi tu că eu sunt întru Tatăl și că Tatăl este întru mine? Dar să mergem mai departe pe drumul cuvântului spre a auzi ce zice Sfânta Evanghelie. Auzind ce zice, au început a asemănia pe Iacov și pe Ioan. Vedeți, fraților, că pentru ispita mândriei celor doi apostoli, celorlalți 10, a ajuns ispita mâniei. Preanduratul nostru Mântuitor, iarăși ca pe niște copii care nu știa ce fac, chemându-i la sine, ne-a zis, știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va avea să fie mai mare între voi să fie slujitor al vostru și care va vrea să fie cel din tâi între voi să fie tuturor slugă. O bunătate, dragoste, fără mare, a Mântuitorului Hristos, că și pe cei din tâi care erau ispitiți de patima slavei de șapte, și pe ceilalți 10 care se mâneau asupra celor doi, cu mare blândețe înțelepciune, îi îndrepta, îi învăța să nu fie ca stăpânitorii lumii, care cu multă trufie, slabă de șartă, conduc popoarele și le domnesc. De aceea îi învață zicând, și care vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă? Din aceste preasfinte învățături alungă din mintea lor slava de șartă, mânia, deci aceste fapte sunt amândouă fiice ale mândriei. Slava de șarte este începutul, iar mândria este sfârșitul. Însă spălarea picioarelor la cina cea de taină, aceeași învățătură, împotriva slavei de șarte, i-a învățat. Voi mă numiți pe mine învățătorul și Domnul, bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori ca să spălați picioarele unii altora. Că v-am dat vouă o pildă, că precum v-am făcut eu vouă, să faceți și voi. Ce este slava de șartă? După învățătura Sfinților Părinți, slava de șartă este începutul mândriei și numai atâta deosebire este între ele, cât deosebire are copilul de bărbatul de sărăcini și grâul de pâine. Pe slava de șarte cu vai o amenință Domnul Dumnezeu zicând, vai vouă, când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Gândul slavei de șarte este prea subțire și cu lesnire stă pe ascuns lângă isprăvile faptelor bune și nu mică nevoință trebuie spre a izbăvi cineva de slava de șarte. Cum poate cineva a se izbăvi de fiara aceasta cu multe capete? Al slavei de șarte. După văzătura Sfântului Ioan Scăraru, slavă de șarte o izgonește de la sine, cel ce în tot locul și lucrul se defaimă pe sine, cel ce suferă cu vitejie, o cărle de făimăle altora, cel ce trece fără vătămare pe lângă laude, cel care aleargă spre slava cea de sus, iar pe cei de aici le socotește gunoaie. Zice același Sfânt că începutul neslavei de șarte este păzirea gurii. Păzirea gurii, iubirea de încinstit, mijlocul este încetarea tuturor ispitirilor gândurilor ale slavei. Iar sfârșitul este ca pe cele ce ajută la necinste să fie primite înaintea oamenilor, dar din inimă. Numai acela are înțelepciune smerită care lucrează toată fapta bună cu scopul de a fi plăcut lui Dumnezeu. După cum ne învață și Sfântul Apostol Pavel zicând, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate să le faceți pe slava lui Dumnezeu. La fel și Sfântul Efrem Sirul,
Ne învață următoare spre slavă de șoaptă. Sârguiește să fii de pe maște, voi umple de cinste lui Dumnezeu. Nu căuta să fii cinstit de oameni. Plin tine înăuntru de răni. Ocărăște pe tine ca să fii cinstit și să nu dorești ca să nu te necinstești. Apoi zice, cel ce aleargă după cinste, după locul cel de întâi, fuge Domnul din fața lui. Iar cel ce fuge de dânsa cinste, aleargă după el. Și propovăduitor al smereniei se face înaintea tuturor oamenilor. Fugi de slavă și vei fi slăvit. Teme-te de mândrie și te vei mări. Dacă urăști slava, fugi de cei ce o caută pe ea. Până aici am vorbit în viscă din cior despre răutatea slavei de șarte, cu care au fost ispitit cei doi apostoli Iacov și Ioan. În cele ce urmează vom vorbi puțin despre păcatul mâniei, care nu puțin ne batem în această viață. Mai întâi să vedem ce este mânia. De câte feluri este ea? Mânia este sultașul rațiunii, răzbunarea poftei. Când dorim un lucru și suntem împiedicați de cineva, ne mâniem asupra lui ca unii ce suntem nedreptățiți. Mânia este aducerea mintea urii ascunse, adică a pomenirii de rău. Mânia este dorința de a face rău cuiva și a celor care te-a mâniat. Felurile mâniei sunt patru. Primul fel de mânie se cheamă iritare, al doilea fel de mânie se cheamă pismă, al treia fel de mânie se cheamă zavistie, adică ceea ce care zace mult în sufletul omului și caută răzbunare. Iar al patrulea fel de mânie, cea dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne învață în Sfânta Scriptură să oprim mânia noastră rea. Părăsește mânia și lasă iuțimea. La fel și Marele Apostol Pavel zice, lepădați voi toate acestea, mânia, iuțimea, răutatea, pula, cuvântul de rușine din gura voastră să nu iasă. În alt loc, arătând același lucru, zice, orice amărăciune, supărare și mânie și izbucnire de făimare să piară de la voi împreună cu orice răutate. Sfântul Ioan Scărarul ne arată pe ce faptă bună putem să gonim de la noi mânia ce are pătimașul zicând. Precum apa în văpaie, câte puțin adăugându-se de săvârșit de văpaie, pe văpaie o stinge, așa și lacrima păcătosului și plânsul celui adevărat poate toată văpaia mâniei iuțimii face să o ucidă. Cât privește mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, s-a arătat prin multe feluri de pedepse, după cum despre aceasta ne arată Dumnezeiasa Scriptură, zicând că mulțimea slavei tale ai surpat pe cei potrivnici. Trimis ai mânia ta și i-ai mistuit ca pe niște paie. La suflarea nărilor tale s-au despărțit apa, strânsul s-au la un loc apele care ca un perete s-au închegat apele în inima mării. Vrăjmașul ziceau, goni voi și voi ajunge, pradă voi împărți și voi sătura sufletul de răzbunare. Voi scoate sabia, mânia mea, îi va stârpi. Dar ai trimis tu Duhul tău și mare ai înghițit afundatul sau ca plumbul în apele cele mari. În alt loc despre mânia dreaptă a lui Dumnezeu, auzim așa. Și a lepădat Dumnezeu din pământul lor cu mânie, cu iuțime, cu aprindere mare. Și a aruncat în alt pământ, cum vedem acum. Iar Dumnezeu cu mare apostol, mare proroc Isaia, arătând despre mânia dreaptă, sfântă a lui Dumnezeu, care va fi sfârșitul lumei, zice așa. Pentru aceasta voi prăbuși cerurilor și pământul se va pătina în locul lui. Din pricina furiei Domnului Sabaot în ziua iuțimii mâniei lui. Atunci ca o gazelă sperioasă, ca o turmă pe care nimeni nu poate să o adune, fiecare se va întoarce la poporul său și fiecare va păti în pământul său. Frați și surori, acum să arătăm ce virtuți sunt împotriva mâniei. Cea de întâi faptă bună care stinge, potolește mânia este, iubiți credincioși, blândețea. Mântuitorul nostru Iisus Hristos voind să ne învețe prin ce putem liniși tulburarea mâniei a zis. Luați jugul meu asupra voastră
și înălțați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihna sufletelor voastre, n-am loc Dumnezeu Scripturii de învață, zicând, fericit cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Tot Dumnezeu Scripturii de învață, zicând, răspunsul blând domolește mânia. Sfântul Apostol Petru arată că blândețea are mare preț înaintea lui Dumnezeu, zice, să fie omul cel tăinuit al inimii, într-un nestricăcioasă podoaba Duhului, blând, liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Încât și Sfântul Apostol Pavel arată că trebuie să sfătuim cu blândețe pe cei care vor cădea în oricare păcat. Și zice, fraților, chiar de va cădea vreun om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești, îndreptați unul ca acela cu Duhul blândeții. Am însemnat acestea, iubiți credincioși, de Dumnezeu Scriptură, ca să vă aduc aminte că cel mai bun leac împotriva mâniei este blândețea și nepomenirea de rău. Căci aceste fapte bune pe cei răi pot face bun, îi pot aduce la pocăință. În această privință am să vă reamintesc niște istorioare foarte importante din Pateric. Au venit doi hoți în chilia unui bătrân și au zis, am venit să-ți luăm toate câte ai în chilia ta. Iar el i-a zis, câte vă place fiilor, luați. Și a luat toate lucrurile bătrâni pe care le avea în casa sa. Însă a uitat un săculeț care era atârnat într-un cui. Deci bătrânul rândul a alergat după ei zicând, fraților, luați cele ce ați uitat în chilia mea. Iar aceia, umilindu-se pentru nerăutatea bătrânului, au adus înapoi toate ce le-au furat în chinița bătrânului. Și s-au îndreptat zicând într-o lege. Cu adevărat, omul lui Dumnezeu este acesta. Iar citim în Paterică, doi monahi locuiau într-un loc și s-a dus la dânsi un bătrân ca să încerce viața lor luntă în toială. A început să asfărma verdețul de unuia, iar fratele văzând s-a ascuns până la le-a sfărmat pe toate. După ce a rămas numai o rădăcină, a zis fratele celui bătrân, de voiești lasă pe acesta să ofer ca să gustăm din ea împreună. Aceasta o zi bătrânul a pus metanie în frate, zicând, pentru această nerăutate ta se odihnește sufletul tău. Duhul Sfânt peste tine, frate. A zis Dumnezeescul Iov, pe ce, fără de minte, îl ucide mânia. Iar Apostolul Pavel ne învață, soarele să nu apună, ferească Dumnezeu peste mânia voastră. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Soarele să nu apună peste mânia voastră. Veți da mare răspuns și pe pământ și înaintea lui Dumnezeu. Ținând ură și mânie pe semene și frații și surorile tale. Cu adevărat, pe cel fără de minte, îl ucide mânia. Dacă nu va părăsi din inimă răutatea, pomenirea de rău, răzbunarea asupra celor ce l-a supărat. Altfel, având dură asupra fratelui, ajunge să fie ca ucigaș de oameni. Cine nu iartă pe fratele și sora sa, se numește ucigaș de oameni. Căci după mărturia Sfintei Scripturii, oricine urăște pe fratele său, este ucigaș de oameni. Știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică și nu are nici liniște. Iată, fraților, în ce chip pe cel fără de minte ucide mânia. Căci nu va părăsi mânia, ținerea de mintea răului, ajunge la ură. Și prin ură se face ucigaș de oameni. Și așa și ucid prin mânie și răzbunare sufletul său. Astăzi este duminica a cincea Apostolului Mare. Fiecare zi de post trebuie să fie o nouă dreaptă care ne urcă spre cer. Și ne apropiem cu darul lui Dumnezeu. Și din mila lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, de învierea lui Hristos. Să iertăm totul pentru învierea lui Hristos. De aceea suntem datori, frați și surori, să ne ținim zi cu zi la rugăciune, înfrânare, la post. Mai sunt două săptămâni până la
în berea Domnului. Până la bucuria în berii. Să ne înselim a face milostenie. Să ne înselim a părăsi păcatul. Să împărâm prin spovedanie, unire cu Hristos, prin Sfânta Împărtășanie, dacă o merităm. Astăzi am vorbit de două păcate foarte răspândite la noi. Slava de șartă, mânia, cel mai potrivit timp de pocăință, de spătimire pentru toți, este postul mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mândria, care este un păcat strigător la cer. Mânia, ura, îndoiala. Poți să ții tu post negru în 40 de zile, dacă ai supărare pe cineva și nu l-ai iertat și nu-l ierti și nu ceri iertare, deja mai postit și post negru. Și nu va fi primit înaintea lui Dumnezeu. Îndoiala, desfrânare, necredința, tot păcat. Acum să ne împăcăm cu Dumnezeu până mai avem viață, timp de pocăință. Dar ca să ne împăcăm cu Dumnezeu, trebuie să ne împăcăm cu cei care considerăm că ne-am supărat, asta i-am supărat. Nu vedem cu toții câtă suferință este în lume, câți mor fără nicio pregătire creștinească. Cum vor fi izbăviți de o sândă cei ce mor în beție, de scrâu, cei care mor în ură, în procese, cei ce mor în secte și în întunericul necredin. Cine îi va elibera din chinul iadului dacă o viață de om pe pământ nu le-a ajuns să creadă cum trebuie în Dumnezeu? Să fie iertători cu semne lui. Să facă fapte bune. Să ne ferească Mântuitorul de un asemenea sfârșit împrecoșător, cei care nu pot ierta. Tot în duminica de astăzi, Biserica Mamă Ortodoxă face pomenirea Sfintei Marie Egipteană, pe care ne-o dă ca model de pocăință pentru noi toți. Această cuvioasă a fost în tinerețe o mare făcătoasă. Dar ajungând la mormântul Domnului, nu putea să intre în biserică pentru păcatele ei cumplite. Atunci, venindu-și în fire, a început să plângă cu amar pentru păcatele sale. Și după ce s-a închinat, s-a făcut pusnică în pustiu Iordanului. Acolo s-a nevoit singură 47 de ani în post nevoință, răbdând grele, ispite, foamete, gânduri, fric, lupte cu diavolul. La urmă, fiind descoperit de cuviosul Zosima, un sihastru sfânt acesta a spovedit-o, a împărtășit-o cu Sfintele Taine și după încă un an a aflat-o adormită în Domnul și a mormântat-o acolo. Pomenirea ei se face la 1 aprilie. Vedeți câți ani s-a pocăit ea pentru păcatele făcute în tinerețea ei. Să urmăm și noi pe calea pocăinței, că fără aceasta degeaba trăim. Ne cheltuim viața în zadar. Ne pierdem și sufletul. Mai avem o săptămână până la Duminica Floriilor. Este foarte bine ca în aceste zile să vă spovediți. Iar la florii să primiți trupul sângele lui Hristos. Continuați cu postul, cu rugăciunea, dar cere să mai cere de poros pentru mântuirea voastră. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cere să ne împăcăm cu oamenii care simțim că ne-am greșit sau ne-am greșit noi lor. Aveți mare grijă. Mare grijă și de copilașii dumneavoastră. Iubiți credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să ne scape de tot păcatul, să ne primească dincolo de-a dreapta sa, cu toți Sfinții, în vecii vecilor. Amin.